Hei, salut dragilor! Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vreau să pregătim pulpe superioare de pui cu smântână. Hai să vă arăt ingredientele că am pregătit aici. Uite, avem pulpele de pui. Ops, hai să le întoarcem. Smântâna. Am cumpărat și niște vegeta. Au o legătură de mărar. Ceapă și usturoi. O să mă apuc să curăț ceapa și câțiva căței de usturoi, mărarul, da, să le spăl și apoi să le toc. Bye bye! Ce facem aici? Iute rău ceapa. Și când am curățat, am început să plâng. Ai plâns de bucurie că gătești, nu-i așa? Sper să-ți placă rețeta. Așa, stai. Ce e, mă, cu toată buruiana asta aici? E mărat. O să o pun la mâncărică. Și sper să-mi placă cu toată buruiana asta? Nu știu dacă cum placă. Așa. Da, am lăsat-o nițel câteva minute, n-apă rece, că altfel am... O, bietul pui. Da. Asta am cumpărat-o astăzi de la Kaufland. Și ceapa și usturoi. Ce mâncare faci, baby, aici? Pulpe de pui superioare cu smântână și cu ciuperci, că am uitat să arăt și ciupercile. Da, e ca să riși pe jos alea, că da, n-are nimica. Și cu ciuperci. Și cu ciuperci, da. Și cu puiuletele astea ce? Păi ăla. Uite ce formă are. Da. Gata, dacă ai filmat? Da, sper că. Cât ai filmat? Mult, mult, ore, ore și ore. Hei, hai să vă arăt că între timp am pregătit toate ingredientele ca să fie puse pe aragaz. Uite, am tăiat carnea, ceapa cu usturoiu, am pregătit și mărarul și ciupercile. Acum voi da drumul la plită să se încingă un pic uleiul și să pun ceapa și apoi ciupercile și după cărnița. O să vă mai arăt pe parcurs ce am pus și cum am pus. Hei, am pus ceapa la călit. Hai să vă arăt cum arată în tigaie. Uite. Pierde aici înăbușit. Am pus un pic de apă. Aproape că nici nu se vede din cauza aburilor. Și o mai las un pic și o să pun ciupercile. Ok. Ce abur face. Eu o pun întotdeauna apă plată, nu folosesc apă de la robinet, că nu este bună pentru gătit. Ok, mai revin cu un clipuleț. Uite cum așteaptă toate ingredientele aici. Hei, hai să vă arăt că am pus și ciupercile. Uite ciuperci. Păi că nu se vede. Am pus și ciupercile. Le-am pus când nu mai era niciun pic de apa aici. Ceapa a absorbit toată apa. Așa și acum călim un pic și ciupercile. Și apoi o să punem cărnița. Am pus și cărniță și un pic de
vegeta, un pic de apă plată, așa, și acum o să amestec un pic aici, că am pus vegeta. Așa. Și acum voi pune din nou capacul. Ok. Așa, acum voi pune capacul. Am pregătit aici și două linguri de făină. Urmează să la sfârșit cu puțină apă și apoi smântână. Hei, carnea este făcută, este timpul să punem acum făina. Am testat carnea, am diluat aici făina cu apă, apă plată. Ok, și să amestecăm. Să lăsăm să fiarbă un pic. Ok. Ok, mâncarea noastră este gata. Am pus și smântâna și mărarul. Mai amestecăm un pic aici să intre bine tot mărarul în mâncare. Și acum o să așez în farfurie și la masă. Ok, uite cum arată. Am pus în farfurie, uite cum arată, este fierbinte, că de-abia am oprit focul. Uite și în a doua farfurie. Acesta este puiul cu ciuperci și cu smântână. Pa, pa.